Noapte de foc în Orientul Mijlociu. Un nou val de explozii devastatoare a lovit Beirutul în ultimele ore. Este vorba de 3 explozii de mari proporții care au zguduit o suburbie din sudul Beirutului. Conform presei locale, Israelul ar fi atacat fortăreața Hezbollah. Atacul a fost confirmat de armata israeliană. În urma exploziilor, dar și a incendiilor care au izbucnit în paralel în nordul Israelului, armata israeliană a cerut evacuări urgente în Beirut. Potrivit Al Jazeera, acestea au fost provocate de un atac cu rachete din Liban. Haideți să urmărim împreună imaginile. هذا المرجع كله تحت كله والع مش في شيء الله ليك وين شو هاي مجمع نداء نداء يا ربي يا عمري الله يطعم يبكي يا الله يا نداء خلينا ناخذ